Drama din localitatea Izvorul Mare i-a șocat pe toți membrii comunității de aici. La doar 13 ani, o tânără a decis să-și pună capăt zilelor. Un pic m-am dat și am văzut-o pe geamul de la magazin. Hai, zic, nu te mai ascunde. Mami, zic că te-am văzut. Zic, ieși afară. Și nu știu cum să vă zic, dar cred că mă trăgea ceva să mă duc acolo. Și când m-ați dus? Când m-am dus acolo, ea era atârnată. Nu știu cum să zic. Cred că Dumnezeu m-a întărit de-am ridicat-o, de-am putut să o ridic, să reușesc să-i tai ața. Nu ne vinea să crede că Când am auzit-o pe mama lor țipând, am venit repede după ajutor. Și noi, și eu, și băieții mei. Nu știu ce s-a întâmplat, ce a determinat. Nu știm nimica. I-a scos limba afară că altfel murea. Am luat-o, am pus-o jos, am mutat-o din partea care era mutat-o în altă parte. Am dezbrăcat-o, am schimbat-o de haine, am luat-o și am pus-o în pat. Și ea, din pat, când am întins-o jos, ea a făcut așa și atunci a venit oxigen, aer. O minune a salvat-o în ultimul moment, însă de două zile a început lupta pentru viață pentru Andreea. În noaptea tragediei a ajuns în stare critică la spitalul din Medgidia, iar acum se află pe 4 secții de terapie intensivă a spitalului de la Constanța sub strictă supraveghere a medicilor. Mama Andreea este în stare de șoc de când s-a întâmplat nenorocirea. Se roagă acum ca fata să-și revină și să se întoarcă acasă. Mă rog la Dumnezeu să-și revină, să-mi spună și mie ce am demnat-o să facă pasul ăsta. Pentru că ea era tot sprijinul meu, ea era omul meu de bază. Întâmplarea vine la doar câteva zile după ce l-a murfat Laro, o adolescentă de 17 ani, s-a aruncat în apele canalului Dunăre-Marea Neagră după ce s-a certat cu iubitul.